a fost un teren foarte greu din punctul meu de vedere. E greu să joci fotbal pe masă de teren, în a doua repriză eu zic că s-au adaptat mai bine decât doi aici. Așa, ca să zic că ea mea. Ai avut câteva intervenții bune până la primul gol. Cumva mergeat pe un 0-0 cu tine un meciului. Am încercat să fac treaba cât de mult am putut, să scos ce era de scos, dar pe păcate e terenul fi diferent astăzi? Ai căpat terenul? Din punctul meu de vedere, s-au adaptat mai bine decât noi la teren, mai ales în doare priză. Este destul de greu să fie la teren. Un eșec care ar putea să-l afecteze după un timp. Acum depinde cum gestionăm situația până la urmă. Dar eu știu că pe natură mici nu am să ne fie așa. Trebuie să ne fie așa la fel, să ne antrenăm, să pentru pe toate și nu a reușit să dar un punct, cu toate că nu a fost aducat prin urmă să poate merita, dar în criza a doua a fost pentru calitatea lor, dar câteodată asta este, trebuie să mergem înainte, până la urmă și Real Madrid și Barcelona mai pierd și ei, era momentul, nu mai permiteți că din august a venit această înfrângere, nu era momentul să vină, dar astăzi trebuie să strângem rândurile, avem un meci greu cu India Cup, iar după aceea trebuie să batem pe Craiova. Ce au avut mai multe probleme astăzi, terenul sau cei de la lucru? Și ei au jucat pe același teren, nu este vorba de teren, cu toate că ar trebui să fie condiții mai bune, asta este, mergem înainte, nu trebuie să ne găsim alibiu sau scuze, asta este, capul sus și trebuie să ne ieșim din fața. Spune și tu că l-ați mai pierdut de mult, cum putem gestiona acest eșec? Ar trebui și două meciuri relativ repede. Ce pot să zic? Suntem fericiți că urmează alt meci în care putem să îndreptăm lucrurile. Mai sunt câteva zile până joi. Trebuie să batem India Cup și cu siguranță Craiova. Nu știu dacă o scate. Cred că poate conta acest eșec în clasamentul după aceasta pentru că orice eșec contează. Important este cât ne revenim noi mai repede. Mai avem, cred că, 3 meciuri și trebuie să scoatem maxim de puncte. Care greșea mai mult, dar era expusă marcării golul de către adversar. La un moment dat, cei care puteau profita și o făceau, câștigau meciul. Asta s-a întâmplat. Repriza a doua, UTA cu joc, odată cu anumite situații bune pe care l-au avut, au căpătat încredere, au venit peste noi, acolo s-a câștigat jocul. Pentru că prima repriză a fost una destul de echilibrată, în care primele situații de gol le-am avut noi, pe care ei ușor-ușor au echilibrat și au ajuns în poziție de a marca. Dar până la urmă o repriză echilibrată. A doua, pe același fond de joc cu Lucas în pivot și pasul pe el, așteptând să vină jucător din spate. De data asta, față de prima repriză, le-au ieșit anumite acțiuni, repet, câteva ocazii, după care au tot pus presiune și a apărut greșeala în care noi am fost taxați, pentru că a venit acel gol, care facem o greșeală, nu plecăm cu jucătorul și ne uităm la arbitru de tușă dacă ridică offside și aici pierzi un timp, pierzi metri, asta face ca adversarul să poată șuta în stingherii. Da? Asta e viața. Jocul greșeală așteaptă. Poate trebuia să vină și înfrângerea asta, pentru că se tot punea presiune câte meciuri fără înfrângere, câte meciuri fără înfrângere. Înainte de, sau cel puțin la începutul campionatului, am gândit ca să scoatem maxim în fiecare meci. Au fost meciuri în care puteam scoate mai mult, au fost meciuri în care am scos puncte, dar poate nu le meritam. Dar punct cu punct s-au adunat, o serie bună, am fost sus, cândva am fost mai jos în clasament, am urcat până pe 4-5. De data asta, odată cu această înfrângere, posibil să coborâm de pe locul de play-off. Dar asta e viața, mergem înainte, mai sunt etape multe până la finalul regularului și este clar că trebuie să ținem ritmul cu echipele care își doresc play-off. Dezamăgit și de jocul echipei noastre? Nu prea am ce să fiu dezamăgit. De ce? Pentru că nu puteam oricât am lucrat. Am lucrat săptămâna asta, am spus și la flash-uri, tot ce ai lucrat săptămâna asta se anulează. Pe un astfel de teren nu ai cum decât bătaie, luptă, minge lungă, minge a doua, reacție pe minge a doua. Asta a fost joc, adică n-aș putea să le cer ceva din punct de vedere tactică, n-au făcut. Nu, doar la faza golului, într-adevăr, dacă nu ne oprim, poate
atunci adversarul nu marchează gol nestingherit, adică cel puțin e sub presiune, e altceva. Poate ratează, cum s-a mai întâmplat. Dar n-am ce să reproșez. Jocul a fost unul urât, UTA merită victoria pentru sau datorită cele de-a doua reprize. Cam asta a fost totul.